O altă problemă este numirea lui Moșerilă. Moșerilă, Moșerilă, a venit la voi. Vă mai spune o poveste, dar rămâne între noi. Dacă privesc în viață dintr-o anumită perspectivă, îl pot numi pe Jada o mulțumcativă. Dacă ar lucra în cramă, ar pune vamă la orice sticlă. Poate să zică ce vrea să zică, că-și la o adică. Nu eu, am dormit cu capul în baltă și găsit de indivizi ce credeau că este mort, așa era de înlemnit. Că ești tare la microfon, nu fii atât de sigur. Nu trebuie să te fac eu de căcat, că-și te faci singur. Nu ți-aduce aminte? Dă-mi voie să citezi două măsuri pe care tu cu greu poți să le rimezi. Îmi se dă vire, nu mă pierde din privire. Jada în casă, nimic nu poate să te mire. Îți dau de știre, vorba de simplă vorbire. Nu te pune în gură pe măsură în procesul de rostire. Norocul a fost meciul vieții tale, jucat tur-retur. Probabil că noaptea aceea ai dormit cu o mână în cur. Mă jur că eu nu-ți caut nicio găstelniță, că-și tu te propui candidat și pentru următoarea schiță. Ai fost brutal, înregistrator și cel mai mult sudor. Presupun că pe viitor vrei să devii vidanjor. Și mi-a venit ideea când ți-ai deschis această cale, când ai căzut de două ori în propriile fecale. Pentru tine, sticlismul este cel mai frumos sport. Telepatic, Adrian Despot mi-a zis să-ți dedic Bad Mort. Când alargă pe loc, este așa atlet, precum un elefant ce exersează pașii de balet. Este Leonard, după nume pare a fi Conte. Și fiindcă ești avocat, știu că eu nu te acuz, Leonte. Doar mă amuz, nu fi usus, vrei să râzi, frate? Păi uită-te la fața ta din cartea de identitate. Dacă mă provoci la întrecere, râde de tine și orologiu. Că nu-mi bat recordul, ta se s-o zice că-i logiu. Și la final, mie mi se spune, ai fost la înălțime. Pe când ție ți se spune, ai fost la înălțime. Bine, am și pentru toți câteva puncte de vedere. Unul ar fi vesta lui de camuflaj, căpușită cu bere. Gât după gât, în libere cădere, drojdie fermentată. Norocul rujea dacă nu se mai duce singur la privată. Să nu mergi în aceeași cadență cu Leo, că provoca seisme. Am auzit că îndoctrinez lumea cu turn tembelisme. Bine ai venit în clan, asta ca o paranteză. Ți-a vorbit amicul public numărul 1, carbon în engleză. Prezinți eu? Eu zic eu. Cine face mai mare show? Tu ai primul sunet de pus, eu am ultimul cuvânt de spus. Eu am flow, eu am flow. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați. Și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați. Și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. Nu-mi trebuie lupă să le iau pe pitic un colimator. Și asta fiindcă am fine calități de observator. Nu ca el ce ratează parcări de zeci de metri. Chiar și atunci când rulează cu aproape 0 km. E jurnalist, mare iubitor de șpriț. Îți dau premiul Pulitzer după ce mă deschid la șliț. Glumeam cu oițe, ca asta fac în portrete și schițe. Mă gândesc la sorta, probabil în momentul acesta a început să sughițe. Tu ești iubit, muzii te-a făcut norocos. De când unta, de când pitiși, dacă nu sunt prea curios. Parcă te văd cum le dai responsabilități pentru mama lor să facă anumite activități. Și tot așa, pitic după pitic, este unul ce te tratează de parcă eu domnesc. Urechea voastră, pe sora dumneavoastră o îndrăcesc. În visul cel mai grotesc și ți-amintesc că în echipă ești stângășia noastră. Vreau să te întrebi când vorbesc și stilul tău de joc te-a propus candidat și ai câștigat ciubucul fraților Chupa Chups. Așa că suge, suge, poate mi-ai și din talent și vei fi eficient și vei deveni în timp mai competent. Vine un sos, dar banana este în Italia. Este amicul Spirea ce reprezintă mândru anomalia. De pe fața sa nu te teme dacă ploaia va cădea. De te bați sub nasul lui, acesta te va apăra. Ești de acord că ești frate cu criza de cord, cu gura spurcată, fața plouată atunci când o iei la bord. Că tot veni vorba să nu ți-ai permis de șofer, căci n-ai talent la foloana asta, ți-o spune Marius de la parter. Cine a făcut armata la Hanu Conache? Tovarășul Cristache, căruia femeile de pe net îi spun cordache. Ai ochii diferiți, ești ceacâr, faci comerț cu mobile. Cine te crezi, tanche, ianche sau cadâr? Și tot tu mergi șnur. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați. Și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați. Și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. Personajul următor este vorul zbunătorului legendar. Este fan de fan, este Vini neoficial impresar. Responsabil cu imaginea trupei dintre cunoscuți. Le tot explică despre pirați, parcă toți sunt rapări născuți. Selecționăm la fotbal pentru statură, pentru tehnică și viziune, dar mai ales pentru umplutură. Ești ca o structură care nu are firmament, adică talent, dar asta nu te deranjează în mod evident. Mă întorc în timp la Revelionul din 2000. Și câteva întâmplări vreau a povesti. Pentru început, după ce am băut, cred că o vedeam pe
păpușă, dar era mătușă și lumea a zis: băi, ce cap avea, credeam că nu este pe ușă. Ne-am atacat din virtutea vinului și a berii. Ea era cam beată, îi luase gura foc și de-aia veneau pompierii să-l stingă pe spirea, că s-a prindea cu firea. Și întotdeauna în ce-i privește voi rămâne cu amintirea, că el o umilea, dar îi spunea: vreau să-ți o trag. Ea și că-l ignora, dar erau ca doi polopuși ce se atrag. Tot atunci cineva fu teribil de bucuros când glorios a marcat într-un loc retras și întunecos indice. El a luat de la jada ștafeta, ea a zis cu mișcări de du-te vino, haide să rupem bancheta. Ca să nu fiu obscen, am pus grație în această situație, ca să vă convingeți că sunt bun la procreație. În rest, s-a băut până la limba plută, loc întâi a judecat de banană cu paguba cea mai multă. Când am plecat, a cântat fiecare bețivan: trăiască berea, a fost timpul de început de an. Acum dau pace unor persoane avizate și n-au avut liniștea necesară la lor majorate. Pe bună dreptate și fără pic de răutate, recunoașteți că-s momente ce nu pot fi uitate și din care facem parte, din care facem parte. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. Haideți cântați, ăsta e refrenul. Nu vă stresați, nu stați supărați, trebuie să vă distrați și să continuați să mă inspirați. Haideți cântați, hai. Nu vă stresați de ce ați auzit, trebuie să vă distrați. Nu vă deranjați de cum sunteți, trebuie să continuați și să vă purtați ca și cum nu veți fi schizați. Să vă lăsați duși de vas și să mă inspirați. După cum vedeți, moșgerile vin în orice anotimp, dacă are timp să aducă în dar un portret sau o schiță, dacă are sânge în peniță pentru gașca lui Piticu și alu Grasu și alu Nasu. La pătrat, spirea și banană și carbon care s-a piratat și tase care a mixat și jada, mâna dreaptă la laba lui Leo. Hai fo, e cu substrat. Hai Leo, învârte ghiulul să dispară ca un burac. Ăsta e hip-hop, e hip-hop.